Presa liberă trecere. Bună seara, bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor. Regulamentul de organizare și funcționare a asociațiilor de proprietari din municipiul Râmnicu Sărat este subiectul pe care îl discutăm în ediția de astăzi. Eu sunt Loredana Bolan și împreună cu invitata din această seară, cu doamna Tatiana Ene, consilier superior în cadrul primăriei Râmnicu Sărat, încercăm să vă prezentăm acest regulament aprobat recent la Râmnicu Sărat. Vedem cine a decis inițierea unui asemenea proiect, de ce se impune un regulament de funcționare și organizare a asociațiilor de proprietari, dar vom afla care sunt și problemele, sesizările, nemulțumirile asociațiilor din Râmnicu Sărat și de ce nu propunerile cu care reprezentanții acestora vin către primăria municipiului. Bună seara, bine ați venit, doamna Tatiana Ene. Bună seara, bine v-am găsit. Înainte de toate, noi avem o intervenție telefonică înregistrată cu domnul Marin Fruja, un colaborator al primăriei Râmnicu Sărat. Domnia sa este președintele asociației 1 Centru din Râmnicu Sărat. Vreau să vedem care este părerea domniei sale cu privire la aprobarea acestui regulament. Liberă trecere. Domnul Marin Fruja, în calitate de președinte al Asociației 1 Centru din municipiul Râmnicu Sărat, ce părere aveți de aprobarea acestui regulament de funcționare a asociațiilor de proprietari? Era benefic? Aveam nevoie la Râmnicu Sărat de un astfel de document oficial? Da, e foarte bun, pentru că acest document eu deja l-am aprobat din februarie 2006 și l-am îmbunătățit fiecare an la adunările generale ale locatarilor. În acest document vedem că sunt prevăzute atât drepturile și obligațiile președintelui, administratorului, cât și responsabilitățile cetățenilor. Sigur, a locatarilor, da. Credeți că la nivel de municipiu poate fi, se va respecta în totalitate acest regulament? Se poate respecta dacă Comitetul Executiv ține neapărat să traducă în fapte cele stipulate în acel regulament de ordine interioară și regulament de organizare și funcționare. Știm că sunteți unul dintre președinții asociațiilor de proprietari care v-ați implicat, care ați făcut tot posibilul ca zona dumneavoastră și zona locuitorilor pe care îi reprezentați să arate foarte bine, lucrurile să meargă foarte bine, să existe o transparență totală din toate punctele de vedere. Acest lucru nu a fost posibil decât cu sprijinul activ și efectiv al locatarilor, să știți. Cu sprijinul lor am putut să fac aceste lucruri. Numai eu sau numai Comitetul Executiv nu puteam să facem acest lucru. Avem la nivelul fiecărei scări de bloc un grup, să zic așa, de locatari care, cu care mă consult mereu pentru a stabili ce avem de făcut, probleme gospodărești, probleme de curățenie, probleme de deratizare, de dezinfecție și câte mai sunt de făcut pe spațiile comune. Dar oricum dumneavoastră sunteți persoana care se află într-un dialog continuu cu cetățenii, cu locatarii, îi ascultați, le cereți opiniile, părerea cu privire la diverse măsuri pe care trebuie să le luați în interiorul asociației. Păi numai așa se poate face ceva în asociații, numai cu sprijinul locatarilor. Dacă nu consultăm locatarii, nu avem transparență față de ei, măcar prin listele de întreținere, prin ceea ce afișăm, discuții permanente cu ei, nu putem să rezolvăm lucrurile care se confruntă locatarii. Și cel mai bine, într-o zonă, problemele sunt cunoscute de asociație, de președinte, de administrator, de cei care o constituie. Sigur că da. Și aceste probleme pot fi prezentate, pot fi duse mai departe în atenția autorităților și așa își pot găsi și o rezolvare, că poate sunt multe nemulțumiri în anumite zone, dar dacă asociația de locatari nu este informată, dacă asociația nu duce mai departe informația, nici soluționarea nu va veni la timp. Nu poate avea loc. Păi nu, că de foarte multe ori țin legătura cu domnul viceprimar, cu domnul primar, cu funcționarul care răspunde de asociație de proprietari, de îndrumă și de sprijină,
nu puteam rezolva nimic. Deci simt permanent în legătura cu ei și ne sprijină. Ceea ce e posibil, că nu, ar fi multe de făcut, dar se poate. Aș vrea să ne spuneți așa în mare, cam care sunt principalele doleanțe ale râmnicenilor din zona centru de la asociația pe care dumneavoastră o coordonați? Nu pot să zic principal. E una singură care, pentru care ei sunt nemulțumiți, dar asta e situația, n-am ce să le fac. E vorba de diferența de apă care o plătesc. Deci diferența între consumul, între, da, consumul de apă pe fiecare apartament, suma lor și indicațiile apometrului companiei de apă. Veșnica problemă pe care am mai discutat-o cu dumneavoastră și anii trecuți, o problemă existentă la nivelul tuturor asociațiilor. Nu, la nivelul țării, la nivelul țării, că da? După forumuri, după internet, da. Deci vă informați în permanență, vedeți cum stau lucrurile și, da. Și la alții. Vedem și în acest regulament de organizare și funcționare a asociațiilor de proprietari că un aspect foarte sensibil îl reprezintă proprietarii care dețin animale de companie. Trebuie să fie foarte atenți cu menținerea curățeniei pe casa scării, pe spațiile verzi din apropierea blocurilor, la locurile de joacă. Nu, prin discuții cu locatarii am reușit cât de cât să îi fac să înțeleagă că trebuie să facă curățenie. Dar bine, nu, să nu cumva să credeți că e perfecțiune. Mai sunt și unii care înțeleg mai greu. Mai sau sunt și scăpări, da. Sigur că da. Da. Domnule Fruja, de asemenea, din discuțiile pe care le-am purtat cu râmnicenii și am văzut și din raportul unor instituții, o altă problemă la Râmnicu Sărat o reprezintă în ultima perioadă demolările interioare, demolarea pereților de rezistență, demolarea structurei de rezistență a unui apartament, ceea ce duce practic și în mod firesc la nemulțumirea celorlalți locatari care se tem în caz de cutremur sau alte situații. Ce se întâmplă? Eu am avut să țin în permanență legătura cu locatarii. Le-am spus să nu demoleze, să nu facă nicio demolare fără să mă chină. Dacă e vorba de pereți de rezistență, nu se demolează, pentru că amenda este destul de substanțială. Și nu, în cartier la mine nu s-a întâmplat în ultimii ani să mai demoleze pereți de rezistență. Un ultim aspect aș dori în ediția de astăzi să mai discut cu dumneavoastră. La Râmnicu Sărat, gunoiul, igienizarea, ecologizarea, toate aceste măsuri de mediu reprezintă o problemă majoră, o prioritate pentru administrația locală, aș spune eu, pentru anul 2018. Da, eu nu mă plâng de așa ceva, pentru că la propunerea locatarilor de acum 4 ani am angajat un lucrator cu salubrizarea în cartier, care la ora 6 vine la ghenele de gunoi, pe urmă în cursul zilei, mătură străzile, mătură părculețele din fața blocurilor. Deci, din punctul ăsta de vedere, nu fac probleme și nici nu au fost probleme că a crescut cheltuielile de asociații, pentru că a fost propunerea oamenilor. Propunerea a venit într-o vară, când erau numai coși de pepin, când nu pepin erau aruncați de aiurea și arăta foarte urât în cartier. Deci propunerea a fost unanimă a locatarilor să mai angajăm un lucrător. Și spre norocul meu și a locatarilor, am găsit un om care îi place munca. Înseamnă că totul depinde și de gradul de implicare al locatarilor, de cât de mult. Da, oricum eu cu această ocazie le mulțumesc foarte mult locatarilor că am avut un sprijin permanent din partea lor. Nu de la toți, dar oricum nu vor deja de locatari, m-au sprijinit. Concluzionând, cu implicarea președintelui, implicarea locatarilor într-un anumit cartier, toate treburile vor merge pe făgașul corect dorit de întreaga comunitate. Vă mulțumesc că... Ce vreau, dacă mai permite. Vă rog. Eu am făcut parte multe în cartier, tot cu sprijinul oamenilor. Am în momentul de față, sau în momentul de față, la sfârșitul anului 2017, un fond de reparații care l-am constituit cu contribuția locatarilor de 1 miliard de lei. Și au fost vreo 1.600.000. Am putut să fac hidroizolații, am putut să schimb ușile
de la intrare în bloc, uși de PVC cu geam de termopan sau uși metalice, au făcut hidroizolații, au făcut deratizare, dezinfecții, că dacă hotărâm acum să facem o lucrare și încep să ciocănesc la fiecare ușă sau să sun la fiecare apartament să-mi dea bani, e foarte greu. Dar așa să ia din fondul de reparații și să fac aceste lucrări. Asta m-a sprijinit foarte mult. Pe urmă, fiecare apartament are un fond de rulment care îmi permite să plătesc facturile, că după cum știți, facturile acum trebuie să plătiți în termen de 15 zile de la emitere. Vă dau un exemplu, la compania de apă, să emit facturile pe data de 30 sau 31, depinde câte zile are luna. De până pe 14-15 ale lunii următoare trebuie să achit integral suma de plată. Asta nu e posibil, decât dacă am fondul de rulment, completez cu fondul de rulment de la oameni și după aceea, în termen de 50 de zile, cum zice legea, strâng banii de la, sau încasez contravaloare de la locatari. Am înțeles. Se întâmplă să aveți locatari, apartamente care înregistrează datorii foarte mari? Foarte mari, nu. Una, dar nu e semnificativ pentru un cartier cu 6 de apartamente. Am înțeles. Mulțumim foarte mult, domnul Marin Fruja. Sper să vă mai avem invitat la Presa Liberă Trecere și să ne dați în continuare exemplu de cum ar trebui să se desfășoare lucrurile într-o asociație de proprietari. Mulțumesc și eu. Multă seară plăcută. Doamne ajută numai bine. Doamne ajută numai bine. Presa Liberă Trecere. Am ascultat o înregistrare telefonică cu domnul Marin Fruja, președintele Asociației 1 Centru din Râmnicu-Sărat. Am aflat care este părerea domniei sale cu privire la aprobarea acestui regulament, care sunt și problemele cu care se confruntă asociația pe care o coordonează de ceva în la Râmnicu-Sărat. Doamna Tatiana Ene, care este relația primăriei Râmnicu-Sărat cu asociațiile de proprietari? Așa cum spune și legea 230, autoritatea locală desfășoară o activitate de îndrumare și sprijinire și în anumite situații activitate de control financiar contabil, dar în anumite situații, din oficiu sau la sesizare. În general, relațiile pe care le-am, întâlnirile care au avut loc lunar cu reprezentanții asociațiilor de proprietari, noi creăm cadrul pentru a prelua toate problemele cu care se confruntă și încercăm să le oferim soluții prin modificarea unor acte normative la nivel local, prin contactarea furnizorilor de servicii direct interesați care au un obiect de activitate serviciile respective, dau un exemplu, serviciile de salubrizare. Evident, dacă intră în sfera noastră de activitate. Deci pot spune că avem niște relații de colaborare bune, pentru că desfășurăm aceste ședințe lunare la care participă reprezentanții autorității locale, la care îi mai invităm și de la societăți comerciale care asigură servicii de interes public sau de la alte instituții care au ca obiect de activitate acele servicii care intersectează cu nevoile asociațiilor de proprietari. Dar râmnicenii înțeleg acest rol al dumneavoastră, rolul primăriei, acela de a îndruma și de a sprijini sau în anumite situații de a realiza controlul financiar contabil? În general, asociațiile înțeleg acest rol. Cetățenii, probabil din lipsă de informare, pentru că nu toți suntem juriști sau suntem specialiști într-o anumită lege, mai confundă uneori rolul autorității locale cu acela de arbitru al unor conflicte care apar cu administratorii sau aici e o chestiune de comunicare la nivelul asociației și a membrilor. Dar, în general, noi le comunicăm răspunsurile în funcție de solicitările lor. Dacă sunt solicitări adresate autorității locale, dar care nu țin de sfera noastră de competență și țin de sfera de competență a altor instituții publice, așa cum prevede legea petițiilor, direcționăm într-un termen de 5 zile către acele instituții care ar putea să le soluționeze problema. Dacă depășesc competența noastră, le comunicăm că depășesc competența noastră și acolo unde țin de competența noastră, le rezolvăm. Important este faptul că obțin un răspuns din partea dumneavoastră. Întotdeauna ne pliem pe prevederile legii și în maxim 30 de zile
Dacă țin de competența noastră și putem să rezolvăm noi problema, le comunicăm un răspuns, nu durează niciodată atât de mult, ăsta este termenul legal, dacă nu, în 5 zile li se comunică că nu am ținut de competența noastră și că acea solicitare a lor a fost direcționată către instituția competentă să o soluționeze. Ce înseamnă instituție competentă? Pot fi și servicii ale noastre, cu personalitate juridică, de exemplu, administrația domeniului public sau serviciul public de asistență sau poliția locală, în funcție de natura solicitării. Păi, în momentul în care omul are o problemă, dă fuga la primărie sau la poliția locală, în cazul celor de la Rumpe Sărat. Da. Vreau să ne spuneți de ce a fost cazul să aprobăm în luna decembrie, da, la ședința ordinară din luna decembrie, acest regulament de înființare, organizare și funcționare a asociațiilor de proprietari la nivelul municipiului Râmnicu-Sărat. S-a aprobat în luna decembrie pentru că acest regulament a trecut printr-o perioadă de consultare publică, așa cum prevede legea privind aprobarea și propunerea unor acte normative, pentru că orice hotărâre de consiliu are caracter de lege. Necesitatea a izvorât atât din anumite aspecte semnalate de către asociațiile de proprietari privind o interpretare unitară la nivel local a legii 230 anul de aplicare, dar și din nevoia de a clarifica la nivel local acele aspecte, de a transpune printr-un instrument acele aspecte legate de obligațiile cetățenești. Deci atunci când vii și vii cu un regulament, faci o transpunere a normei pe specificul tău local. Da? Noi creăm prin acest regulament cadrul specific prin care putem să verificăm modul prin care atât cetățenii, dar nu numai cetățenii, asociațiile de proprietari, pentru că asociațiile de proprietari, ce fapt? Reprezintă interesele acestor cetățeni, de fapt. Așa. Și ar trebui să înțeleagă, da? Da. Mai ales acum că avem și un regulament. Înțeleg majoritatea, dar e bine să avem un cadru bine structurat. Deci, revenind la ceea ce spuneam, este foarte important să avem acest regulament prin care se precizează exact care sunt acele situații care creează contravenții, dacă sunt încălcate, care sunt acele documente pe care o asociație de proprietari, în funcție de forma în care este organizată, în partidă simplă sau partidă dublă, e vorba de forma de organizare contabilă, trebuie să le dețină și să le prezinte la un control atunci când vine un control și aspecte legate de mediu, legate de proprietatea comună, deci aspecte legate de proprietatea din jurul blocului, care și acolo avem o limită care înseamnă proprietate comună. De multe ori asociația sau cetățenii nu înțelegeau că de fapt este tot obligația lor de a asigura întreținerea și îngrijirea celor spații comune. Trotuarul de lângă bloc, o zonă verde care intră în cartea lor funciar. Deci e vorba de a clarifica la nivel local, de a transpune actul normativ care este general la specificul municipiului Râmnicu-Sărat. Îl întrebam și pe domnul Marin Fruja dacă se va respecta, dacă se va ține cont de acest regulament. În cazul în care nu se ține cont, din păcate, asociațiile avem sancțiuni. Noi dorim ca acest regulament să nu fie un mijloc de sancțiune, ci să fie un instrument de lucru pentru asociațiile de proprietari. De aceea noi am și inclus o prevedere ca după aprobarea lor, urmează să facem o întrunire cu asociațiile, pentru că el a fost aprobat la sfârșitul lunii trecute, în care să-l prezentăm și le impunem să-l afișeze la loc vizibil, să ia cunoștință toți proprietarii, măsura în care este posibil de prevedere. Lui. Deci noi dorim ca el să fie un instrument care să-i ajute și pe ei în relația cu proprietarii, dar să ajute și autoritatea locală să vină întâmpinarea nevoilor lor și a problemelor pe care le semnalează. Iar cei care au acces, de fapt cam toate persoanele au acces la mediul online, la internet, dar cei care sunt familiarizați cu informarea de pe aceste platforme pot consulta regulamentul pe site-ul primăriei, La secțiunea hotărâri de Consiliul Local, hotărârile din luna decembrie. Ce vreau să le spunem râmnicenilor, telespectatorilor? Găsim în acest regulament atât drepturile și obligațiile asociațiilor de proprietari, și aici vorbim de președinte, de administrator, dar și de asociație în sine, ca structură juridică distinctă. Pentru că asociația în sine, prin adunarea generală, poate să inițieze niște acțiuni. Poate să încalce într-un fel legea, poate cu bună știință, poate cu rea știință, rămâne să stabilească organele de control. Deci, conform legii, actorul cu care noi discutăm este asociația de proprietari. Celelalte, președintele, comitetul executiv, sunt organe de conducere, de reprezentare.
Deci fiecare dintre membrii din aceste părți ale asociației au rolul lor și au atribuțiile lor și anumite limitări în ceea ce privește aceste atribuții. Da. Și găsim de asemenea și drepturile și obligațiile proprietarilor și dădeați dumneavoastră mai devreme exemplu cu destinația și folosirea spațiilor comune, a spațiului din apropierea, din jurul blocului. Nu, chiar aș vrea să, dacă am putea să discutăm despre acest lucru, pentru că sunt râmniceni care nu înțeleg că sunt subsolurile blocurilor sau locația cunoscută drept uscător al unui imobil. Da, acelea sunt spații comune și uneori anumiți proprietari care sunt în vecinătatea spațiilor respective au tendința să le ocupe în detrimentul celorlalți. Deci rolul regulamentului este de a responsabiliza și proprietarii, nu numai asociația. Deci să înțeleagă toate părțile că fiecare parte are propria parte de răspundere și propriile drepturi, evident. Și bineînțeles, sancțiunile care vor fi atrase dacă sunt respectate. Evident că, v-am spus, nu mergem pe ideea de sancțiune din start. Adică se va merge pe ideea de a avertiza, de a cere să se intre în legalitate și în cazul în care nu se întâmplă acest lucru, există niște termene pe care noi le-am prins aici, nu se iau măsurile impuse de organele de control, atunci se vor aplica și sancțiunile cu amendă sau depinde de natura contravenției, dacă ea va dobândi caracter de infracțiune, atunci se vor sesiza organele în drept. Îl întrebam pe domnul Marin Fruja care sunt problemele semnalate de cetățenii din zona centru, probleme legate de demolarea pereților interiori, diverse lucrări pe care omul și le realizează în locuință, dar sunt unii care trec dincolo de lege. Noi putem controla aceste situații prin intermediul acestui regulament? În măsura în care suntem sesizați de aceste aspecte, putem să controlăm aceste situații prin compartimentele de specialitate. Acest regulament oferă cadru pentru aplicarea unor amenzi, dar acum depinde și de natura a ceea ce s-a întâmplat acolo, pentru că pot fi intervenții care țin de inspecția de stat în construcții, deci în funcție de natura ce s-a întâmplat acolo. Dacă persoana care a demolat a intervenit pe proprietatea comună sau a intervenit pe proprietatea ei care nu are tangență cu proprietatea comună fără a avea documentația tehnică în spate, deci depinde foarte mult de ceea ce se întâmplă acolo. Dar important este că acest regulament oferă cadrul de a sancționa aceste aspecte. Exact cum prevede și articolul 55, proprietarul poate aduce îmbunătățiri sau modificări proprietății sale individuale cu respectarea prevederilor legale referitoare la autorizarea de către integritatea structurală a clădirii sau altor proprietăți individuale. Deci fără a se pune în pericol structura de... Proprietarul are nevoie să întocmească o documentație cu un proiectant sau un expert specializat care să evalueze modificările pe care dorește să le facă și acel expert va preciza dacă ele sunt posibile sau nu și trebuie autorizate aceste lucrări la Serviciul Urbanism. La mai multe vă pot comunica și de la urbanismul pe parte tehnică, dar în principiu la asta se referă. Deci prevederile legale sunt foarte clare, nu poți să intervii pe structura. Deci orice modificare a proprietății individuale trebuie adusă la cunoștința asociației. Neapărat. Și cu informarea asociației, pentru că nu este o locuință undeva situată așa, individual. Deci orice intervenție afectează întreg condominiu. Da. De asemenea, în momentul în care cineva ia decizia să închirieze imobilul, trebuie prezentată situația către asociația de proprietari. Deci, asociația de proprietari este clar, în momentul în care ai intrat în asociație, ai conferit niște drepturi asociației, de a ști ce se întâmplă acolo, de a avea cunoștință de ceva ce ar putea afecta relația cu vecinii, pentru că rolul asociației de proprietari nu este numai de natură de a administra financiar, ci și de a fi un intermediar între membrii, de a plana posibile conflicte între vecini datorită vecinătății. Știți cum sunt oamenii, unii sunt mai conflictuale, fiecare are propria lui
problemă sau propria perspectivă. Sunt situații, sunt diverse situații. Întâlnite. Deci da, totul, exact. Omul are propria perspectivă asupra modului de viață, ca să zic așa, și la un moment dat, fiind perspective diferite, pot avea mici conflicte sau... De aceea este bine să ca asociația de proprietari să aibă cunoștință de aceste aspecte generale. Da. Tot am discutat în ultimele ediții, dar și pe parcursul anului 2017, de faptul că la Râmnicu Sărat curățenia reprezintă o prioritate pentru această perioadă. Spuneați că asociația trebuie să se intereseze în mod direct de spațiul din apropierea blocului, da, imobilului. În general, de arealul lor, chiar dacă este domeniul public sau ceva, până la urmă ai o casă, cum ți-o gospodărești, așa o ai. Deci este foarte important să te implici în viața comunității din care faci parte. Să vii cu propuneri, să vii cu sugestii pe care poate autoritatea locală nu le-a luat în calcul. Dar tu ca membru al comunității, tu care iei pulsul proprietarilor din zona respectivă, poți să afli ceea ce își doresc. Poți să vii către noi, către autoritatea locală și să spui, uite, proprietarii ar dori ca zona aceasta să fie amenajată ca un loc de joacă sau ar dori ca, chiar dacă nu este proprietatea lor comună, dar îi vizează pe ei, până la urmă ei, cei din zona respectivă beneficiază de serviciile oferite de autoritatea locală. Exact, acest lucru ne-l menționau și ceilalți reprezentanți ai administrației locale. Se așteaptă să primească propuneri din partea, da, asociațiilor de proprietari cu privire la modul în care ar putea arăta o anumită zonă. Noi am avut câteva întâlniri, chiar în ultima jumătate a anului. S-a și mers în teritoriul domnului primar, am avut mai multe discuții cu ei. S-a discutat de a concretiza de la vorbe la fapte aceste propuneri, aceste inițiative. Din păcate, totul a rămas la nivelul acestor ședințe lunare în care noi le-am cerut, le-am pus la dispoziție o pagina noastră de internet, adresa de e-mail, care l-am cerut să se grupeze sau individual să vină cu propuneri de sistematizare în zona respectivă, de amenajare, eu știu, exact cum am dat un exemplu, locuri de joacă, de îmbunătățire a circulației în zona respectivă. Din păcate nu s-au concretizat. Pentru că cel, da, mai bine asociația este structura care, exact, știe cel mai bine, exact, ce se întâmplă în zona respectivă. Pentru că vine autoritatea locală și iau o decizie și apoi îi spune, știți, până la urmă noi nu doream lucrul ăsta. Dacă asociația nu vine cu un feedback către noi, noi luăm decizia din punct de vedere tehnic, din punct de vedere a resurselor financiare existente, dar poate nu ne pliem atât de bine pe dorințele cetățenilor din zona respectivă. Iar președintele împreună cu administratorul ar putea reprezenta practic purtători de cuvânt. Din, da, punct de vedere al legii 230, da, purtător de cuvânt este președintele cu sprijinul comitetului executiv, deci ei pot veni cu orice inițiativă către noi. Președintele este cel care vine în fața autorităților, vine în fața instanțelor și reprezintă asociația. Prin urmare, fiind investit cu această autoritate din partea proprietarilor, ar putea avea mai multă inițiativă în domeniul acesta. Din discuțiile purtate și cu ceilalți factori de decizie ai primăriei Râmnicu Sărat, înțelegem că aveți o relație foarte bună cu Asociația 1 Centru din Râmnicu Sărat. Tocmai de aceea am luat decizia de a discuta cu domnul Fruja. Am înțeles că ar fi cam una dintre acele asociații, da, care răspunde de fiecare dată prezent cu promptitudine. Într-adevăr, și ce am apreciat la asociația respectivă este faptul că totdeauna a fost în pas cu modernitatea, dacă au fost unul dintre primii care au introdus acele programe de calcul electronice al cheltuielilor, au un sistem, ce am văzut, de notificare a membrilor, a proprietarilor pe telefon prin SMS privind plata datoriilor către asociație, deci notifică anterior, și lucrul acesta se vede în gradul de încasări pe care l-au, în numărul de litigii pe care l-au privind recuperarea datoriilor. Păi așa cum vă spuneam, că și se înregistrează o datorie, dar nu foarte mare, da, nu care să pună în pericol, da, activitatea. Da, într-adevăr. Sau... Deci dânsii sunt foarte bine concentrați pe partea aceasta de a preveni apariția celor situații în care persoana în care este datoare nu mai poate să achite deloc, adică acea datorie a devenit atât de mare încât duce la lucruri mai neplăcute. Deci totul depinde și de gradul de implicare. Da, depinde și de deschiderea către modernitate a președintelui.
Că avem și câteva asociații pe care noi le-am încurajat și le încurajăm prin acest regulament. Nu sunt multe, e adevărat, sunt mai puține, care nu au un computer și fac contabilitatea. E adevărat că legea dar nu este, nu îi obligă. Dar o muncă destul de dificilă, nu? Da, e foarte dificil să lucrezi încă cu acel creion și cu, înțelegeți? Noi am încurajat și prin acest regulament, dacă vă uitați, încurajăm să folosească aceste mijloace moderne. Observați că încurajăm să se folosească sunt mijloace de plată doar moderne. Doar încurajați sau până la urmă și obligați? Obligați. Da, da. Ca să da. Sunt și obligați, în limitele legii. Încurajăm utilizarea mijloacelor de plată electronice. Sunt multe persoane care sunt plecate din țară și care pot să facă plata de acolo, din țara în care se află. Dacă ei au acces în timp util la suma pe care o mai acumulează acele sume și le plătesc o dată. Dacă doresc, bineînțeles, nu este obligație. Da. Deci un regulament benefic, acest regulament vine cu foarte multe avantaje pentru toți factorii da. Implicați, dar și cu da. Partea și în centru, la care nu vreau să facem referire, cu sancțiunile dacă se impună. În centrul regulamentului se află cetățeanul. Deci observați că dacă am avut anumite solicitări telefonice venite la persoane care au plecat în afară, au spus că lor le-ar fi ușor să plătească prin mijloace electronice sau așa, noi încercăm să le transpunem. Să venim în întâmpinarea nevoilor cetățenilor. Deci v-ați bazat pe toate aceste propuneri și sesizări venite da, din partea rumicienilor, cele mai importante, clar. Atât o analiză a sesizărilor din trecut, dar și modificările legislative care au apărut recent și care încurajează utilizarea mijloacelor electronice, până la urmă. Erau rumicenii care în trecut se plângeau de faptul că nu cunosc toate cifrele, toate cheltuielile care apar la finalul unei luni. Nu, acum legea îi obligă pe atât pe administratori cât și pe președinți în momentul în care afișează acea listă de cheltuieli să o facă detaliat. Dacă mergeți la asociațiile de proprietari, o să observați că ele sunt detaliate și au și descrierea cheltuielilor, adică ce reprezintă fiecare. Deci sunt obligați prin lege. Și vedem la obligațiile contabilului de această dată, la articolul 51, pentru lucrările privind proprietatea comună, administratorul, ținând seamă de preț, durată de execuție și calitate, supune spre analiză, selecție de ofertă și aprobarea comitetului executiv toate cerințele. Deci trebuie să se țină cont și de o selecție da, de ofertă da, atunci când se intervine. Încurajăm concurența pentru a obține cea mai bună ofertă. Aceasta este o prevedere care există în lege, noi nu mai am transpus-o. Ea a fost respectată mai mult sau mai puțin. De obicei, ei având acest statut, nu sunt o autoritate publică locală să fie obligați să folosească sistemul electronic de achiziții publice sau să folosească, să zicem, altă metodă de genul acesta. Dar prin acest regulament putem să le impunem să prezinte această ofertă comitetului și să aleagă dintre cele mai bune. Deci este bine să alegi prețul cel mai bun pentru cetățean. Mai nou am văzut că sunt cartiere, sunt imobile care deja au montate sisteme de supraveghere în afara celor montate de Primăria Municipiului Râmnicu Sărat. Sunt încurajați prin acest regulament sau cel puțin știu că trebuie interfonul și siguranța imobilului? Până la urmă, nici interfonul nu este obligatoriu prin legea 230 și regulamentul nostru asigură un cadru general. Lista de investiții a fiecare asociație de proprietari se aprobă de către comitetul executiv și se poate fi propusă în adunarea generală. Deci ține foarte mult de organelor de conducere cum își gestionează lista de investiții. Ei, prin asociația de proprietari, au obligația de a îmbunătăți confortul termic, dar și de a-și asigura, în funcție de priorități, paza sau asta. Depinde foarte mult de resursele financiare pe care le au și de disponibilitatea proprietarilor de a accepta asemenea investiții. Pentru că, de fapt, problema nu este că asociațiile de proprietari, prin conducerea, nu vor să implementeze asemenea investiții, de gen un sistem de supraveghere video, ci faptul că proprietarii sunt reticenți la asemenea investiții, se gândesc că le cresc costurile pe care se reflectă lunar. Unii au venituri mai mici sau... Deci depinde foarte mult de felul în care reprezentanții asociației conving membrii de necesitatea acestor investiții. Dar noi nu putem să-i obligăm să instaleze acest sistem video. Deci nu se întâmplă ca în cazul unei societăți comerciale, poliția poate obliga administratul respectiv să monteze un sistem de securitate. Deocamdată nu am găsit legea 230 asemenea prevedere. Legea 230 reglementează
reglementează activitatea asociațiilor de proprietari. Dar ține foarte mult, v-am spus, de dorințele proprietarilor și de adunarea în general. Dacă ei consideră că este benefic un asemenea sistem, și s-a întâmplat. Deci se pot gospodări într-o gospodărie. Deci asta este rolul asociației de proprietari. Ne gospodărim în comun pentru a avea rezultate cât mai bune și beneficii cât mai multe. Important este să se înțeleagă, mai ales să ne înțelegem, prin să ajungem aceasta, la numitorul comun. Aici adunăm niște fonduri de la fiecare. E mai ușor să pună bani mai multe persoane decât o singură persoană. Știți, așa e și la asociație. Deci ce acumulăm niște bani de la și putem să facem niște investiții pe care nu le-am fi putut face individual, ca proprietari individual. Da. Doamna Tatiana Ene, vorbind de problemele cu care se confruntă rumicenii sau pe care le sesizează cetățenii, aș vrea să facem o scurtă referire și la proprietarii de animale de companie. Pentru dumnealor, ce prevederi există în actualul regulament? În general, proprietarii de animale de companie trebuie să declare animalele la asociația de proprietari, pentru că și legea prevede că aceste animale se trec la întreținere. Dar așa cum se trec și toți membrii familiei, da? Da. Deci astea sunt prevederile. Aici depinde și privitor la cheltuieli sau modul cum se poate. Aici ține foarte mult de modul cum își organizează asociația de proprietari aceste cheltuieli. Nu, dar găsim... Dacă vreți să fiți mai specifică, să-mi spuneți la ce articol vă referiți? Nu, vă întreb pe dumneavoastră dacă există în regulament. Noi avem anumite prevederi, dar nu, să nu se înțeleagă că nu au voie să țină animale. Deci au voie să țină animale. Nu, dar să respecte. Dar trebuie să respecte regulile. Să respecte regulile. Da, au voie să respecte aceste reguli. Sunt alte probleme pe care vi le-au semnalat rumicenii și de care ați ținut cont în momentul în care ați pus bazele regulamentului? În general, v-am spus, au fost aceste probleme legate de persoane care plecau în afară și aveau nevoie de mijloace alternative de plată. Au mai fost anumite semnalări verbale, putem să spunem, faptul, modul în care sunt interpretate aceste prevederi legate de cheltuielile și modul cum apar ele în listele de plată, și de aceea am venit noi cu această obligație ca într-un termen de asociații, toate asociațiile de proprietari să implementeze un program informatic pentru a nu mai exista interpretări privitor la modul de calcul, deci să fie o abordare unitară. Asta a fost principalele probleme. Și celelalte legate de curățenie, de modul cum este administrată proprietatea comună, v-am spus, uscătoare sau subsoluri sau... Da. Aprobarea regulamentului, considerați că poate aduce modificări în structura unei asociații? În ce sens modificări? Deci regulamentul prevede cerințele minime. Un președinte, un administrator, deci, un contabil care nu... Există o structură minimă prevăzută de lege și anume de a avea un comitet executiv format din minim 3 membri, de a avea o comisie de cenzori. Mă gândesc că ar putea fi cineva, o persoană dintre toți cei precizați care nu întrunește toate condițiile. Vedem aici că nu trebuie să existe grad de rudenie. Da, deci nu trebuie să existe grad de rudenie. Dar deocamdată nu avem semnale de la membrii asociației de proprietari care există asemenea situații. Deci ele se pot constata în cazul unui control. Vreau să-mi spuneți dacă este reală informația, administratorii trebuie să urmeze niște cursuri în perioada următoare? Noi nu am lansat asemenea informație. Ceea ce pot să vă spun este că și aici am venit cu o îmbunătățire, în sensul că s-a mai aprobat un regulament de organizare și funcționare, de organizare, pardon, a concursului de obținere atestat de administrator. Da? Noi, primăria nu a mai organizat această atestare, nu pot să-i spun concurs, această atestare din anul 2007. E adevărat că nici nu au fost solicitări foarte multe, dar acest regulament era necesar să existe pentru că pentru a ocupa funcția de administrator trebuie să deții acest atestat de administrator eliberat de primarul municipiului Râmnicu-Sărat. În anumite condiții de studii și anumite condiții de sănătate, de apt de muncă privitor la
Și în perioada următoare vor urma Da, să. după aprobarea bugetului, pentru că implică niște resurse din partea autorității locale, se va lansa un anunț pe site-ul primăriei privind data organizării. Acel anunț va conține și o bibliografie pe care trebuie să o citească cel care candidează pentru a obține acest atestat. Ce aduce nou acel regulament este faptul că legea prevede că atestatul, că sunt persoane care au și care e valabil pe termen nelimitat, atestatul se retrage dacă nu se mai îndeplinesc condițiile. Și noi a trebuit să clarificăm prin acest regulament ce înseamnă dacă nu se mai îndeplinesc condițiile. Și atunci s-a venit prin acel regulament și am clarificat ce înseamnă să nu mai îndeplinești condițiile. Și atunci condițiile erau de cunoștințe, de a deține acele cunoștințe. Și pentru asta noi am propus o verificare anuală pe baza unui test grilă. Și condițiile legate de apt de muncă, de sănătate, privitor la a nu comite o infracțiune, deci aceste condiții pe care le îndeplinești în momentul în care obții atestatul. Asta nu înseamnă că se retrage cuiva atestatul, deci numai dacă nu se mai îndeplinesc condiții, adică nu se trece acea examinare, nu. De ce Și am venit anual noi? vor fi examinați? Anual, anual, da. Mai bine? E mai bine Păi noi pentru. sperăm că e mai bine, că îi îndeamnă pe actuali administratori să recitească legislația, să vadă ce modificări au apărut, pentru că din experiența pe care am avut-o pe sesizările care au mai existat, a fost nu constatat o reavoință, ci faptul că poate uneori nu erau. Alții sunt la curent cu schimbările, dar uneori unii dintre ei nu erau la curent cu modificările și de aici apărea câte o eroare la un calcul sau la interpretarea legii. Deci acesta ne oferă nou un mijloc de control asupra acestei activități desfășurate de către administrator. În continuare, vă rămâne să vedeți dacă regulamentul va fi sau nu va fi respectat. Este un răspuns pe care nu-l avem. Urmează să îl aplicăm și să vedem. Noi sperăm să fie respectat. Orice Și fi cum motivul. veți ajunge la o concluzie favorabilă, favorabilă pentru Păi, întreaga comunitate? Pentru că, așa cum spuneam, nu ne administrația interesează locală sancțiunile, nu la. acesta este scopul. Deci, v-am spus, administrația locală la fiecare sfârșit de an realizează un bilanț. Și atunci o să vedem dacă avem sau nu feedback-ul pe care l-am dorit prin Și în acest. urma rezultatelor controlului financiar contabil, O să. nu primiți foarte multe răspunsuri. O să primim, o să. Acum este un lucru, un plan de control, și după aceea, deci nu putem să discutăm până nu vedem ce găsim, dar noi. Nu ne așteptăm, v-am spus, e un instrument, scopul nu este să, eu știu, să sancționăm neapărat, ci să îmbunătățim și să venim în întâmpinarea cetățenilor cu servicii în domeniul acesta mult mai bune. Mulțumesc foarte mult, Da. doamna Tatiana Ene, consilieră superior în cadrul primăriei Râmnicu Sărat. Așadar, dragi telespectatori, vă puteți informa, puteți găsi acest regulament pe site-ul primăriei Râmnicu Sărat. Vom afla care sunt drepturile și obligațiile noastre ale locatarilor, ale cetățenilor, dar vedem care sunt și drepturile și obligațiile administratorilor, președinților de asociații de proprietari. Probabil vom mai primi pe parcurs informații din partea primăriei Râmnicu Sărat cu privire la aceste situații, pentru că aveți întâlniri lunare, așa Întâlniri cum lunare, spuneați. da. În aceste întâlniri lunare preluăm toate problemele și încercăm să venim în întâmpinarea nevoilor asociațiilor de proprietari. Mulțumim invitatei, vă mulțumim și dumneavoastră. Mâine seară ne revedem ora 19 la Presa Liberă Trecere. Sănătate, numai bine, la revedere! Presa Liberă Trecere.